Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre starea de lucruri creată în jurul a ceea ce se numește Stadionul Republican. Salut prezența în studio a domnului Maxim Lebedinski, consilier în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, domnule! De asemenea, îl salut pe domnul Stanislav Pavlovski, vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Și a domnului Nicolae Pascaru, președintele Mișcării de Tineret Voievod. Bună seara! Bună seara! Domnule Lebedinski, astăzi ați fost în plenul ședinței Parlamentului, în care ați fost nevoit ca să vă exprimați o altă poziție decât cea acceptată de către majoritatea deputaților, legată în jurul a ceea ce spuneam la începutul acestei emisiuni, se numește starea de lucruri legată de Stadionul Republican. Haideți să aflăm din primă sursă care este starea de lucruri și, de fapt, de unde a pornit acest nod gordian și în ce constă el. În fine, da. Unul din principalele motive de restire a fost lipsa transparenței în luarea decizii pentru înstrăinarea acestui complex unic care există în Republica Moldova. În prim plan, am atras atenția deputaților asupra faptului că legea a fost înregistrată permisă la data de 19, ca să nu ducă în eroare publicul. Ceea ce a fost interesant, că a fost votat în două lecturi, în ziua imediat următoare după ce a parvenit proiectul de lege de la guvern. În procesul decizional, așa cum este prevăzut și de legea cu privire la transparența decizională, așa cum este prevăzut și de regulamentul Parlamentului, cum este prevăzut de hotărârea Parlamentului cu privire la modul de interacțiune între Parlament și societatea civilă, pe probleme de interes social deosebit, urmează să fie făcute cel puțin dezbateri publice. Da? Noi nu am exclude că poate la acest subiect s-ar cere și un referendum, poate măcar unul local, dacă nu unul republican. Fiindcă acest complex, el a fost un simbol nu doar a municipiului Chișinău, a capitalei, dar chiar și a întregii țări. Adică atunci când noi vorbim despre asemenea centre culturale, sportive unice, se cere consultarea publicului. Asta ar fi ceva firesc. În anul 2006, când a fost începută procedura de demolare a construcției stadionului nemijlocit, nu s-a mers pe ideea de a distruge stadionul. S-a mers pe ideea de a-l reconstrui și de a-l renova. De ce? Fiindcă el nu corespundea acelor cerințe care internaționale erau. Da. În acest sens s-au făcut hotărârile, două hotărâri din anul 2006 a Guvernului, ulterior o hotărâre în anul 2008 și inclusiv o hotărâre de Parlament în anul 2014, toate având ca obiect anume reconstrucția și renovarea acestui stadion. Inclusiv în anul 2014 a fost inclus și în planul de activitate a Guvernului. Adică și Guvernul în diferite perioade, sub diferite guvernări, și societatea era gata la ce? Că stadionul urmează a fi renovat. Din motivele neclare pentru noi, s-a luat decizia care s-a luat de actuală guvernare. Un alt aspect care a menționat că ar atenta la lipsa transparenței a fost nemijlocit și denumirea legii. Da? Din punct de vedere a Constituției, este indicată în mod cer că legea sau denumirea legii, inclusiv trebuie să arate obiectul acestea. Da. Adică în momentul în care noi vorbim despre transmiterea unui complex concret, și se spune că cu privire la transmiterea unui bun, da, cu titlul oneros, da, ca să nu fiu vinuit, adică pentru bani, dar nu se indică care este cel bun, dar cel puțin formal se creează impresia că se dorește ceva ascunde. La instituția prezidențială am primit mai multe adresări din partea cetățenilor care ne atenționau asupra acestui fapt și a lipsei dorinței din partea cetățenilor de a fi transmis cu alte destinații decât ceea care a fost nemijlocit. Da. Eu vă mulțumesc. Domn Pavlovski, iată, apare o serie de întrebări, pornind de la ceea ce spunea și domnul Lebedinski. Această epopee începe în anul 2006, atunci când guvernul Tarleva a aprobat o hotărâre cu privire la reconstrucția complexului Stadionul Republican.
Documentându-mă pentru această emisiune, am găsit că din anul 2009 reprezentanții ambasadelor Statelor Unite s-au arătat interesați de acest sediu, de această locație, de acest lot, mai bine zis, și apare întrebarea firească. În contextul în care avem o decizie de guvern, că era vorba de reconstrucție, cum ajunge să se discute pentru cedarea acestui lot? Haideți să facem și o incursiune sub aspect evolutiv. Eu cred că acest caz nu poate fi discutat izolat din situația analogice. Ultimul timp noi am fost martori la mai multe cazuri de acest gen. Ultimul caz fiind chiar și recentă vindere Air Moldova. Ca să nu le facem publicitate, da. Da, nu contează, știm toți despre ce este vorba. La un preț simbolic, 20, dacă nu mă înșel, 3 de milioane de euro, când un avion acolo costă așa suma aceasta de bani. A fost și mai multe alte. Uitați-vă, piața agricolă din Rășcanovca, tot așa. Mai multe. Eu nu mai vorbesc de loturi de pământ care trec prin primărie acolo, sute și sute care tot din proprietatea statului. Deci așa se primește că, cel puțin așa se creează impresie, că guvernarea în ajunul plecării încearcă să facă totul să fură cât mai mult din proprietatea statului. Ce ține de Statele Unite, de ambasada Statelor Unite? Haideți iarăși să divizăm o lucruță cu două lucruri. Noi mereu când vorbim despre acțiunile din partea Federației Rusiei, acțiunile din partea Statelor Unite și așa mai departe, noi mereu vorbim prin prisma intereselor noastre. Haideți să nu uităm că fiecare țară activează din propriile interese. Aici, uitați-vă, procurarea acestui lot de pământ la un preț atât de mic este sau nu este în interesul Statelor Unite? Clar că este. Ei iau o bucată 5 hectare de pământ, practic la un cost de câteva zeci. Da, într-o zonă destul de interesantă, chiar centru capitalei. De pământ. Clar că asta e în interesul lor. Putem să învinuim pe dânsii? Clar că nu. Ei, oamenii au venit, ne vedeți, noi cumpărăm. Care e problema? Problema e la ei noștri, că ei noștri fac asta. Și eu vă asigur că pe lângă suma aceasta, ei vor avea alte beneficii. Acum noi nu cunoaștem ce fel de beneficii vor avea ei. Dar noi deja suntem obișnuiți că guvernarea noastră nu face nimic așa, doar din interesele pur altruiste. Ei mereu procedează din interesele lor meschine și cu timpul să vedem care a fost interesul acesta. Vă rog, domnule Bedinski, să interveniți. Ca să nu fim ulterior învinuiți că nu am venit cu informații veridice. Cel mai interesant că în proiectul de lege nu este indicat prețul de înstrăinare a acestui imobil. Este indicat doar faptul că el trebuie să fie la preț de piață. Dacă nu greșesc, Parlamentul astăzi a acceptat că să fie la un preț nu mai mic decât cel de piață. Da. Dar, în final, trebuie să negocieze guvernul. Ce înseamnă acest fapt? Dacă să reușim și din codul fiscal și din practica economică, prețul de piață se formează în dependență de cerere-ofertă, analiză comparativă cu alte obiecte de acest gen. Dumneavoastră nu ați găsit mai mult nicăieri în centrul Chișinăului un teren consolidat de 5 hectare suprafață. Pur și simplu nu-l găsiți. Adică dumneavoastră niciodată nu ați putea să comparați acest teren pe piață cu un alt teren. Adică sau dumneavoastră ar trebui să luați două cartiere de teren în centrul Chișinăului, să evaluați cât costă fiecare din imobilii cele împreună luate și atunci măcar aproximativ să vă închipuiți cât ar costa. Ce înseamnă cerere și ofertă? Atunci când sunt mai mulți subiecți care fac o ofertă, da, atunci poți să alegi prețul mai mare, prețul mediu. Dar atunci când merge vorba despre o tranzacție directă doar cu un singur pretendent, nu, atunci eu nu știu în ce mod evaluatorii vor aprecia costul acesta. Și asta a fost o altă obiecție a domnului președinte, care anume a subliniat că guvernul venind cu acest proiect de lege urma inițial să evalueze costul acestui teren și deputații, luând decizia, să poată să evalueze exact pentru ce se înstrăinează sau pentru ce sumă, mai bine zis, se înstrăinează acest teren. Și asta ar fi, în opinia noastră, cel puțin un risc asumat într-un mod exact. Dar așa când tu împuternicești guvernul și nu știi din ce surse se vor face aceste
evaluări, cine vor face aceste evaluări și respectiv la ce se va ajunge în continuare. Domnule Bedinski, aici mai vreau o mică concretizare, după ce aflu și punctul de vedere a domnului Pascaru. Iată, domnul președinte nu a promulgat legea, a trimis-o înapoi în Parlament. Astăzi am văzut decizia care a fost. Ce urmează? Președintele nu mai are pârghii de a o întoarce. E așa sau nu? O să vină la noi și deja să-l consult pe domnul președinte, să vedem care va fi poziția dumnealui cu privire la acest subiect. Dacă guvernarea vrea să-și asume răspunderea, nu? În fine, ei la moment poartă răspunderea și juridică și politică pentru ceea ce se face. Deja ce va face domnul președinte, cred că va urma reacția în următoarele zile. Domnule Pascaru, haideți, la începutul acestei emisiuni, iată, vorbeam despre faptul că Stadionul Republican era până la urmă un simbol pentru orașul Chișinău și pentru întreaga țară, dacă nu mă înșeală memoria, construit, cred că, prin anii 52. Da, iată, am găsit și cifrele. Aici au fost mai multe cupe jucate, până la urmă, cum se vede din prisma unui sportiv, lipsa unui stadion republican și, de fapt, dacă undeva întrevedeți deciziile politice ca fiind, nu știu, dominante în această problemă. Într-adevăr, este o mistică cu această situație. Câteva luni aflăm că acest stadion, care de fapt este în paragină zeci de ani de zile, și prin diferite combinații, trecând pe o companie la alta, diferite proiecte, tipul domnului Voronin ca președinte, ca să ne merească acum două luni univa această informație că ambasada ar pretinde la acest teren. Un teren, practic, unul cel mai bun situat la noi în Chișinău, care ar fi un simbol nu a trecutului, dar și a viitorului, pentru că pe acest teren putem să construim multe. Același parc de distracție, același muzeu, același... Sunt, eu cred că, multe proiecte de a face dintr-o acest oraș ceva frumos. Domn Pascaru, da. Cel mai straniu este că... Acum a reproșat americanilor domnul președinte Dodon. De fapt, noi vedem pe tot globul pământesc, puțini polișeni reproșează acestei țări, acestor diplomați, ambasade, unele situații. Domnul președinte a fost ferm ca să nu dăm acest teren, pentru că, în primul rând, este prea mare pentru o ambasadă. Ei și vor să facă acolo să facă Baikanura, Dorea, vor să facă... Nici n-am idee, am înțeles că v-am citit că vor să aducă idee, ar fi vertolioate de astea, elicoptere de astea militare. Dar nici nu intra asta treaba. Treaba intră și aia că trece o luni de zile după această informație, când președintele reproșează și apoi președintele nimerește într-un accident rutier. Foarte strană și mistică este situația. Credeți, vedeți o legătură? Eu să vă spun, chiar am văzut ceva pe rețelele de socializare, că în diferite țări se mai întâmplă așa cazuri, când sunt oameni care reproșează la puterile mari, care conduc lumea, nimeresc în niște situații așa. Referitor la interesul național, domnul președinte clar și ferm spune că Republica Moldova are niște interese naționale. Are niște interese care noi trebuie să le mergem și să le apărăm. Guvernarea de azi este o guvernare coruptă, este o oligarhie moldovenească, care ei merg la diferite condiții care dă Occidentul. Domn Pascaru, noi am reușit să facem legătura telefonică cu Stas Cernavca, jurnalist ce abordează tematica sportivă și vrem să vedem cum se vede în prisma unui ziarist ce abordează această temă, acea problemă legată de Stadionul Republican, după aceea revenim în studio și discutăm. Alo, bună ziua! Bună ziua, Vlad, bună ziua invitațiilor tăi și telespectatorilor. Domnule Cernavca, vreau să discutăm un pic despre ceea ce s-a creat în jurul Stadionului Republican. Iată, în 2006, atunci când guvernul Tarlev a aprobat această hotărâre cu privire la reconstrucția complexului Stadionul Republican, s-a mers pe ideea de reconstrucție. Astăzi, după mai mulți ani, cred că ai și urmărit și ședința de astăzi a Parlamentului, în care aleșii poporului au spus altceva decât poate ne-am fi dorit noi. Eu vreau să te întreb, atunci în 2006, când a avut loc această decizie, se preconiza reconstrucție cu o capacitate de 20.000 de locuri în acest local. Apare întrebarea firească, infrastructura și zona amplasării acestui stadion ar fi permis acest lucru? Vlad, țin să constat faptul că acolo unde era situat Stadionul Republican, infrastructura sportivă de care dispune acel teren, vorbim aici de câteva hectare, 5 hectare de pământ, eu nu cred că o arenă de 20.000 de locuri ar fi fost posibilă să fie reconstruită pe
locul stadionului Republican. Din cauza aceasta, probabil s-ar fi cerut ca să fie găsit un alt loc pentru reconstrucția stadionului Republican. Asta este părerea mea personală. Dar ce nu a mers atât în baza acestui proiect? Nu a existat cu adevărat finanțare? Nu a existat voință politică? Care a fost până la urmă problema numărul 1? Problema numărul 1, Vlad, este faptul că nu s-a dorit, pentru că, din păcate, țin să constat că de-a lungul anilor lucrurile nu au mers mai departe de faza discuțiilor și declarațiilor în privința acestui stadion Republican. Pentru că mult s-a dorit, mult s-a vorbit, dar din păcate rezultatele au întârziat să apară. Arena pe care numeroși microbiști au urmărit meciuri, numeroase partide, iată că din păcate constatăm că s-a ajuns la faza ca să fie vândut pentru ca să fie construit. Da, stați, cred că o ultimă întrebare în cadrul acestui apel telefonic. Spune-mi, te rog, noi avem certitudinea că odată cu înstrăinarea acestui teren vom reuși să construim altul? Fie la Stăuceni, fie într-o altă zonă, nu contează. Vlad, problema cea mai importantă este că autoritățile sunt organele abilitate să găsească, eu cred, un parteneriat public-privat pentru ca să demara negocieri serioase în vederea construirii unui nou stadion republican. Este important momentul identificării unui teren unde să fie amplasată noua arenă. Pentru că am ajuns la o gravă problemă, că în țară nu se construiește nimic și performanțele care se doresc trebuie să fie obținute inclusiv printr-o infrastructură sportivă bine gândită și bine pusă la punct. Domnule Cernavca, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă aștept și în studioul Reflector Analitic, poate pentru a aborda și alte subiecte de importanță majoră. Domnilor, revenim în studioul la discuție. Domnule Pascaru, iată și o viziune a unui sportiv, unui ziarist sportiv, care vine să ne spună că chiar odată cu înstrăinarea terenului, nu este sigur că vom avea altul în viitorul apropiat. Împărtășiți aceeași viziune? Da, clar că aceeași viziune este comodă pentru toți, pentru că noi nu vedem nimic construit într-această țară. Cu atât mai mult, noi vedem o guvernare într-atâta de coruptă și putredă, care încearcă să mituiască o ambasadă străină, acum vedem în ambasada Statelor Unite, pe toate fără de legile care le-a trecut din 2009. Aceasta este și furtul miliardului, aceasta este toate dezastru care s-a făcut. Noi vedem, după destrămarea Uniunii Sovietice, câte obiecte mari erau. Erau fabrici, erau zavoade, erau școli diferite. Acum, care se închid, care se privatizează, care se dă? Eu mai rămas să mai dăm pământurile agricole la arabi și haideți să dăm capitala Chișinău, să o dăm la americani. Ce să facă ei aici? Domnule, ei au ambasada lor și ei trebuie să ții de acest teren. Și au un teren foarte bun lângă lacul Comsomolist. Și eu nu înțeleg aceste ambiții a prietenilor noștri americani. Da. Ca să mai iei un obiect. Eu înțeleg că sunt supratare, este o putere mondială, dar ei tot trebuie să înțeleagă că noi în Republica Moldova avem pensionari care abia ajunge la 800 de lei, 1000 de lei pensii și țara moare de foame. Dar ei se fac așa ambasade mari la domnule noi în țară. Domnule Bedeschi, întrebarea care reiese atât din ceea ce discutăm noi acum, în spațiul mediatic recent a fost lansată ideea unei arene sau construcția unei arene. Este altceva, sau aici fac o mică paranteză, straniu este că nu s-a enunțat această teză din cabinetul de miniștri, ci din sediul unui partid. Este o chestie destul de interesantă. Vreau să rămânim albi ce spuneați un pic mai devreme la prețul pe care îl putem obține de pe vânzarea acestui teren și la certitudinea că ei vor fi investiți în construcția, nu știu, haideți să o numim cum dorim, unei arene, unui nou stadion și așa mai departe. Dacă permiteți, totuși, inițial am să menționez faptul că în scrisoarea de remitere a domnului președinte nu se pune accentul pe aceea cui urmează a fi transmis acest bun. Accentul este pus pe aceea că destinația bunului trebuie să fie păstrată una culturală sau cultural-sportivă. Da. Asta este problema. Nu punem întrebarea, indiferent că aveau să aibă dorința să transmită unei alte ambasade sau unei alte structuri internaționale. Problema este în aceea că acel simbol al sportului nu va mai fi în forma și cu destinație stabilită inițial. Dacă să ne referim nemijlocit la destinația banilor, unii deputați, inclusiv din cei care au susținut și au revotat astăzi
proiectul a venit cu inițiativă, nu știu, după mine personal una plauzibilă, dar ca în textul legii să fie indicat în mod expres că acești bani vor fi utilizați pentru reconstrucția unui alt stadion național, de interes național. Da, poate că avea să fie ceva pozitiv. Sub orice variantă, nu putem să fim de acord cu aceea că infrastructura nu ar permite sau ar îngreuna cumva parcările. Sunt 5 hectare de teren. Avem mai multe exemple în capitală când avem parcări subterane în 2, în 3 nivele. Dacă pe o suprafață de 5 hectare tu nu poți face o parcare subterană de 3 nivele, atunci eu mă întreb unde poți să o faci. O parcare subterană iar asigura, unu, locurile de parcare necesare în cazul organizării unui eveniment, doi, în ziua obișnuită sau parcursul săptămânii, la fel ar rezolva, spre exemplu, problema parcărilor în centrul capitalei, da? Fiindcă de pe străzile centrale, practic, s-a interzis absolut sub orice formă parcarea automobililor, oamenii se întreb de unde să mă opresc în altă parte. Ia că poftim locul unde puteți să organizezi. Nu. Asta, ca exemplu. Da, ca exemplu. În mod normal, niște specialiști în urbanism și în arhitectură urmau să dea soluțiile. Soluția există atunci când tu o cauți. Dacă, iarăși, ne referim la banii cu care se vând, problema cea mai mare că nu se știe cu ce sumă acest bun va fi înstrăinat în final. Și care va fi destinația acestora, iarăși rămâne la discreție nemijlocită a guvernului. Da? Adică sunt bani care o să vină în bugetul de stat și ulterior ce va face, știe doar guvernul. Noi, da. În fine, rămânem cu speranța. Eu vreau să mă întreb și pe domnul Pavlovski, iată în Albea la preț. Vi se pare firesc ca, nu știu, guvernul să fie cel care negociază? Pentru că domnul Lebedinski spunea mai devreme, în lipsa unui alt teren pe care am putea noi face o comparație. Vedeți, aici sunt multe. Această problemă are mai multe aspecte, dar inclusiv și în cel financiar. Eu sunt de acord cu domnul Lebedinski când el spune că în condițiile în care este un singur cumpărător, este imposibil de vorbit despre un preț adevărat de piață. Da. Eu cred că să fie un preț destul de simbolic, dar mai mult ca atât, noi nici nu știm corect prețul sau incorrect. Guvernarea aceasta și-a pierdut credibilitatea în ochii populației. Chiar dacă presupunem ceva imposibil, că ei ar activa în interesul poporului, chiar și în aceste situații nimeni nu se creadă. Deoarece ei pur și simplu neobișnuit cu acest gând că el mereu procedează în propriul lor interes și în detrimentul poporului. Ce ține de ce spate, ce nu spate de construit acolo? Da. Problema aceasta este iarăși mai mult sau mai puțin abstractă. Deoarece înainte de a face concluzia aceasta, noi trebuie să vorbim despre necesitatea elaborării planului general urbanistic aici la Chișinău. Care nu există, din păcate, nu există. Și acest lot de pământ, într-adevăr, este pământul consolidat, foarte bine amplasat și specialiștii trebuie să se exprime asupra acestei probleme. Ce mai bine reușim din tradițiile, din istorie, din cultura noastră, ce mai bine de făcut acolo? Nu uitați-vă că este vorba despre centrul istoric al Chișinăului. Eu nu știu cât de indicat ar fi de construit acolo o clădire din sticlă și beton, fiind înconjurată de clădiri istorice. Nu știu, eu nu sunt specialist, nu mi-aș lua asupra mea această responsabilitate să fac aceste concluzii, dar totuși eu cred că asta, specialiștii trebuie să se exprime asupra ce poate, ce nu poate să fie făcut acolo. Totuși, eu aș dori să accentuez. Haideți să lăsăm ambasada Statelor Unite în pace, deoarece ei cumpără. Problema nu e în cei care cumpără, problema e în cei care vând și vând în detrimentul poporului, detrimentul propriului guvern. Aici, mă scuzați că intervin. Eu vreau să vă întreb, iată, chiar pe rețelele de socializare, cineva se întreba, oare nu este pus pe picior de ilegalitate reprezentanții altor ambasade ca Statele Unite? Bine, e cazul dânșilor în inima capitalei, în 5 hectare. La noi, țară, dacă nu se poate, dar cineva tare vrea, oricum se face. Și iarăși, cum s-a vândut compania aceasta de stat? Da. Tot așa s-a făcut. Cine? A fost acolo vreun concurs, vreun tender? Nu. S-au luat niște oameni necunoscuți, nu știu de unde, și au luat și le-au vândut lor. Așa să fie și aici. Trebuie, înseamnă să fie făcut.
Eu trebuie să spun așa o remarcă de caracter general, da, că din păcate practica arată că guvernarea noastră idei nu are cum o țară trebuie să fie guvernată în condițiile democrației funcționale. Idei nu au. Ei procedează așa, cum le trântit în cap, e că așa și facem. Dar despre ce a spus domnul Lebedinski referitor la necesitatea efectuării referendumului. Când la noi în țară, e că eu trăiesc după independență, slavă Domnului, 27 de ani, când la noi în țară cineva a întrebat opinia poporului la referendum? Iată, am vrut noi să organizăm referendum, toți au fost martori. Știi cu ce s-a terminat? A fost aruncat în coș de gunoi și cum își bat joc de judecătoarea cei care și-a îndrăznit să ridice voce împotriva sistemului acesta corupt. Iată, da, ce avem noi. Da, domn Pascaru, haideți să revenim un pic la sport, la necesitățile capitale și așa mai departe. Astăzi, în condițiile în care ne-am pomenit, nu știu, dumneavoastră în calitate de sportiv, de președinte a unei federații, unde s-ar putea întruni sportivii, unde ar putea să evolueze, unde ar putea chiar evenimente de importanță majoră să se desfășoare? Din păcate, sportul este pe ultimul loc, ceea ce este în Republica Moldova. Din alte păcate, ei mai mult construiesc pușcării și asta este problema, pentru că trebuie de construit școli sportive, cluburi de sportive, cluburi de interes pentru tineret. Noi trebuie să creștem o generație. Dar acum și vedem. Tot Chișinău este o generație de narcomani, niște o generație de bețivi, pentru că, uitați-vă, elementar, prin noutăți, noi vedem o grămadă copii, tineri, adolescenți, consumă droguri. Și nu trebuie să ocupi cu asta? Să vie după hotare să hotărați probleme sau guvernarea? Este o mare problemă. Și acelea ce este, știți, ambasada Statelor Unite se vede prin prisma ceea ce se petrece în lume ca un purtător a democrației, un purtător a dreptului liberei exprimare. Adică ei își impun vocea sa în lume. Dar aici și fac. Uitați-vă, noi vedem, noi astăzi spuneți de referendum. Dar câte organizații s-au adresat la diferite ambasade cu întrebări? La noi în țară este o dictatură, dar ei au încercat să implice la noi în problemele astea care sunt? N-au făcut nimic. Ei susțin toată această guvernare oligarhică. Și lumea se teme să spui de asta, inclusiv pulcenii se teme să vorbească de asta. Dar ei susțin pe dânșă. Și ne susține toată oligarhia asta? Când s-a furat miliardul, s-a încercat ceva să facă din ambasadă, dar ei pot. Noi știm că guverne întregi, de pe toată globul pământesc, îi dau jos sau îi așează la locurile lor. Dar la noi ce se întâmplă? Un genocid împotriva bătrânilor, pentru că și țara normală, bătrânul poate să trăiască așa o pensie. Deși asta doare pe... Eu am fost în Ialovești și am vorbit cu un om bătrân. El spune, cum pot eu cu pensia mea de 1000 de lei, dar săracul bătrânul avea vreo 80 ceva de ani, abia să ne îmbătă și ăla. Cum pot cu 1000 de lei? Eu să mă duc într-o azil de bătrâni care acolo costă 3000 de lei. Ce să fac? Da. Să mă duc să mă spun... E o realitate a noastră. Sunt multe probleme. Domn Pavlovski, aveți ceva concret? Da, eu aceste întrebări sunt foarte pertinente, nu știu cui au fost adresate, dar da, să mă asum eu mie așa o licuțică să dau răspuns la aceste întrebări. În primul rând, este o mare greșeală de crezut că cineva din țările străine să vină aici să ne facă ordine. Asta este tema noastră de acasă și noi trebuie să facem asta. Uh-huh. Eu cred că ambasadele Statelor Unite, Uniunii Europene, celelalte a țărilor democratice, ei deja obosit să repete unul și același lucru. Oameni buni, sunteți stăpâni în țara voastră, faceți odată ordine. Știi cât s-a întâmplat situații de astea în Rusia? Și știi, noaptele au înghețat toate conturile, da, și s-a oprit toată dictatura. Așteptați. Haideți să aflăm și punctul de vedere a dumneavoastră. Deci, haideți să divizăm cotletele și mușchi aparte. Deci, responsabilitatea noastră rămâne. Noi trebuie să facem noastră ordine în propria țară. Spuneți, a cui noastră? Asta, poporul Republicii Moldova. Și poate să facă omul de la țară, din Giurgiulești, pentru că schimbi situația din țară. Dumneavoastră sunteți, uitați-vă, la aniște, dar dumneavoastră mi se pare că aveți o naivitate de asta. Nu, eu pot să... Un partid politic nu poate să facă. Câte ori ați ieșit la protest? Ce ați făcut? Ce ați schimbat? Eu pot să citesc lecții. Haideți, vă rog, să-l ascultăm pe domnul Pavlovski. Potriva la un miliard nu putem schimba nimic. Eu pot să vă explic ce s-a schimbat. Și ați trăim în dictatură. Eu pot să vă explic ce s-a schimbat. S-a schimbat parțial, pe crainii mele. Ce s-a schimbat? S-a vândut aromanii? Domnul Rita, totuși tema noastră... Aeroportul l-a vândut. S-a schimbat mentalitatea.
mentalitatea oamenilor. Domn Pascal. S-a schimbat mentalitatea oamenilor. S-a schimbat, domn Pavlovski. Asta e istoria. Nu, lăsați, vă rog. Nu trebuie să supraviețuiți. Eu vreau să revin un pic la tema noastră de discuție. Vorbim despre Stadionul Republican. Acest ping-pong până la urmă a fost între instituția prezidențială și între Parlament. Ce ar fi trebuit, nu știu, președintele să întreprindă pentru a menține? Pentru că cu cine nu ai discutat, toată lumea zice că nu trebuia să fie înstrăinat acel teren și până la urmă să reieșim din drepturile și, și obligațiile pe care le avem noi. Eu cred că funcția domnului președinte este foarte importantă în țara noastră. Da. Deputul meu, eu nu vreau să fiu critic, da. Domnul președinte primește o sumedinie de criticism din partea altor persoane, dar doar câteva remarci. Și după aceea aflăm Da, câteva remarci să spun. Eu cred că domnul președinte trebuie să fie mai activ personal. El este ales de popor și el trebuie să vină în Parlament și să apără poziția. Atunci el să aibă și respectul din partea populației. Cu toată stima și respectul meu față de colegul nostru, totuși trebuie să vină domnul președinte în Parlament. Astăzi în Parlament, da? Da, și el trebuie să-și apără poziția. Și nu numai în situația dată, și în mai multe alte situații. De punctul meu de vedere, el scapă aceste posibilități care ar putea fi foarte benefice societății, inclusiv și schimbarea mentalității. Dacă noi n-am reușit, cum zice colegul nostru, dacă noi n-am reușit, lasă domnul președinte să reușească, dar el trebuie să facă ceva. Eu cred că, fiind, mă rog, am și eu experiență în domeniul dreptului de peste 30 de ani, aproape că 40 de ani, dacă e analizat foarte atent competențele președintelui, sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute. Da, inclusiv mobilizarea societății, da, inclusiv adresarea către popor, da, inclusiv facerea adresarea către popor, deci adresarea președintelui către popor, starea națiunii, ce se numește starea națiunii. Fiecare an președintele trebuie să facă adresare către popor privind starea națiunii, unde se ridice cele mai stringente probleme, să ceară rezolvarea acestor probleme de către guvern. Când am avut noi adresarea privind starea națiunii? Eu nu țin minte, poate i-am scăpat. Noi să mă rugăm pe domnul Bedins, cred că în acest studio dânsul este cel mai... Poate i-am scăpat, este dreptul dumneavoastră la opinie. Da, spune. Desigur, desigur. A spus o chestie adevărată. Domnul președinte este ales de popor. Da. Anume, din acest considerent, domnul președinte este responsabil în fața poporului și nu în fața deputaților în Parlamentul Republicii Moldova. Anume, din acest considerent, la ședințele Parlamentului mă duc eu ca reprezentant a dumnealui, iar domnul președinte merge la întrevederi cu cetățenii. Dumnealui, practic, are deplasări în teritoriu, nu știu, 3, 4, 5 deplasări pe lună în mediu, se străduie să ajungă în diferite colțuri a Republicii Moldova. Dumnealui nu se ascunde după deget și merge direct la comunicarea cu cetățeanul de Republicii Moldova. Dumnealui se implică activ în politica externă a Republicii Moldova și cu tot efortul său încearcă și pe multe segmente se reușește să facem și lucruri bune, inclusiv. Dumnealui a fost cel care a ridicat și a făcut și conferință internațională cu privire la problemele demografice a Republicii Moldova. Și dacă cineva vrea să-mi spună că noi nu avem o problemă demografică, eu în orice moment am să-l combat. Noi degrabă am să ajungem fără medici în țară, noi deja nu avem studenți la universități, dar guvernul își pune ca plan să comaseze unele universități, din simplu motiv că universitățile, inclusiv cele de stat, nu au studenți. Domnul președinte face rapoartele și anuale și jumate de an, câteodată și la 3 luni de zile cu privire la activitatea sa. Face dezbateri online prin rețelele de socializare. Vineri și la emisiuni și întotdeauna este deschis. A făcut și Consiliul Societății Civile anume pentru a amplifica comunicarea între instituția prezidențială și societate. Da. Deja cât de activ să fii... Nu, spun că eu am avut în vedere altceva. Aveți perfectă dreptate. Eu nu spun că domnul președinte doarme acolo, nu face nimic. Nu este vorba de asta. Este vorba despre starea națiunii, despre ce se numește raportul privind starea națiunii și problemele... Corect, domn Pavlovski. Dacă noi vorbim despre națiune, dacă noi vorbim despre popor, președintele comunică cu poporul. Dreptul lui. Dacă el știe că venind în Parlament, Parlamentul a să neglijeze argumentele lui. Din această scrisoare de remitere, dacă vorbim la cazul de astăzi, care este sensul ca dumnealui să vină pur și simplu să înjosească în fața deputaților care
Și-au pus un singur scop? Domnul președinte trebuie mai puțin să gândească la orgolie și la sfinț. Dar nu este întrebarea în orgolie. Întrebarea este în raționament și în eficiența timpului. Mă rog, în loc să meargă în Parlament, a mers și s-a avut întrevedere cu 200 de profesori din toată țara la care le-a mânat diplome de onoare. Unii dintre cei mai buni profesori. Nu, eu nu combat. Este dreptul dumneavoastră. Eu vreau să revenim la stadion și vreau să vă întreb. Iată, unul din argumentele pe care le-ați invocat era faptul că, potrivit codului funciar, terenul din municipalitate aparține primăriei Chișinăului și Parlamentul nu a avut dreptul să-l vândă. Ați menționat. Permiteți-mi totuși să fac o mențiune. Spuneți. Probabil că noi nu am fost înțeleși corecți. Am făcut trimitere nemijlocit la lege cu privire la proprietatea administrației publice locale, prin care am indicat că la starea de 1 ianuarie 2000 permise, toate terenurile din cadrul administrației publice locale urmau să fie transmise în proprietatea municipiului Chișinău. Noi n-am menționat că este proprietate. Adică asta ar fi o chestie logică, ca administrația publică locală să fie proprietarul acestui teren. Este o altă problemă, că Stadionul Republican, ca complex, este o societate pe acțiuni. Adică este o persoană juridică, da, unde statul este acționar, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să neglijăm legea cu privire la societățile pe acțiuni. Adică sunt mai multe probleme, inclusiv tehnic, cu privire la realizarea acestei legi. Eu nu știu cum va proceda guvernul, dar nu cred că ei au determinat toate problemele de ordin tehnic pentru soluționarea sarcinii care și-au pus-o ei. Da, domn Pascaru, haideți să comentăm poate un pic declarațiile liderilor politici, pentru că ele nu s-au lăsat prea mult așteptate. Democratul Dumitru Deacov spunea că unii fac aici campanie electorală în vederea demolării Stadionului Republican. Domnul Voronin spunea că este o crimă pentru Republica Moldova, este o mită, de ce ne punem în genunchi la toți politicienii. Spre exemplu, Sergei Mănăstărlă spunea că americanii și-au manifestat interesul față de acest teren cu mulți ani în urmă, încă și epopeea continuă. Iată, părerile s-ar părea că sunt trase la indigo. De ce totuși nu s-a pus punct la ceea ce se numește înstrăinare? Problema este... Și cum se explică votul de astăzi, poate, tot în același context? Problema este că, într-adevăr, avem o clasă politică foarte putredă. Avem acum începerea unei companii electorale și acest subiect clar că va fi epuizat până în... Problema chiar nici într-o aceasta este că anume ambițiile acestei ambasade. Noi, din mare păcate, avem atâtea ambasade pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu vedem atâta bine de urma lor. Înainte, perioada Uniunii Sovietice, era Soviet Suprem în centru și noi vedem cât Moldova lucra. Noi nu știu dacă vreodată vom ajunge nivelul acela economic, perioada sovietică. Acum avem 100 de ambasade, dar la noi oamenii fug din țară. Problema este insistența ambasadei a Statelor Unite de a mai construi ceva. Și mai trebuie să ne mai construim, să le intrăm lor în voie. Și așa au ajuns, au adus acest teritoriu la sapă de lemn, pentru că uitați, prin toate sondajele să văd, această democrație, dreptul la liberă exprimare și așa mai departe, au adus, uitați-vă, la o dictatură totală, la o oligarhie, când Moldova au avut o perioadă fanarioților, când furau toți. Și austrieșii furau, și rușii furau, și toți furau care erau pe aici, și turcii furau. Înțelegi, nu spuneau erau greci. Da, și greci furau, înțelegeți că... Și așa aveau domnitorii lor, perioada fanariotică. Acum tot noi vedem, noi nu este stăpân în țara asta. Cine răspunde? Primar general nu avem. Parlament, care i-a trimis să-i popor oamenii cei care sunt... Ei, dar nu mai sunt a poporului. Ei hotărăsc niște întrebări globale, numai nu întrebări oamenilor. Când vreodată s-a discutat... Întrebarea pensiilor sau recalculul la pensii, pentru că într-adevăr sărașii oamenii ăștia nu au unde fugi. Tinerii încă mai fug din țară, dar ăștia n-au unde fugi, dar înțelegeți, e așa, e în groapă de vii. Și este o problemă, că nu este niciun fel de credit, încredere în polițieni. Și a doilea, ar fi bine ca la alegerile următoare să uităm noi de oamenii ăștia care au guvernat acum 9 ani în țară și să aducem niște oameni de treabă care poate într-adevăr să schimbe situația. Dar între aceștia oameni cum sunt domnul Deacov, domnul Voronin, trebuie onorific de trimis la pensie. Pentru că acesta este inclusiv rezultatul lor.
Aceștia sunt politicienii educați de ei, care au adus țara la o sapă de lemn. Și noi credem că ei onorific vor pleca la pensie, oamenii cu bani mari s-or duce și vor cheltui banii undeva după hotare și ar lăsa Moldova în pașii ca să o guverneze niște oameni competenți, niște oameni cinstiți, care într-adevăr au o dragoste față de acest popor, o dragoste de țara asta, da. De nu domnul pierdem țara. Domnul Lebedinsky, eu vreau să vă întreb, iată, instituția prezidențială a avut o comunicare strict la temă cu ceea ce se numește guvern-parlament pe marginea construcției unei arene, pentru că spuneam și în cadrul acestei emisiuni, PD-ul a fost cel care a lansat ideea și chiar cu permisiunea dumneavoastră o să citesc că domnul Candu spunea că pentru edificarea arenii în buget sunt deja prevăzuți 100 milioane de lei. A avut loc vreo discuție? Nu. Sub nicio formă instituția prezidențială nu a participat la elaborarea proiectelor sau discutarea acestui subiect. Din ceea ce țin minte eu, acești bani sunt doar o parte care guvernul își asumă obligația de a investi în construcția acestei arene. Un prieten de meu într-o zi a luat și a făcut calculul care este estimativ pentru investirea în aceste arene și per loc din această arenă se primea aproape 30.000 de euro de loc din arenă. Eu nu știu în ce perioadă de timp planifică de a restui acești bani, dar cred că era mai simplu acea suprafață de 70 de hectare, da? Aproape 70 de hectare, să fie înstrăinată la preț de piață, da? Cum se obișnuiește acum, spune, și de a investi în domeniul sportului sau în altceva. Cred că aveți să fie mult mai eficient. Domn Pavlovski, Republica Moldova dispune de mijloace financiare pentru a construi o arenă astăzi? Dacă noi sau ne aventurăm în declarații populiste? Dacă noi să vedem ce spune guvernarea noastră, atunci răspunsul este desigur că da. Deoarece când noi am ridicat problema că cursul euroului artificial este scăzut deoarece la marja aceasta reșim din 1,2 miliarde de milioane de dolari care sunt trimiși în Moldova, un leu și jumătate diferență în curs face undeva 1,5 miliarde de lei ei au venit. Și ei atunci au răspuns că nu, asta nu chiar așa, noi avem pur și simplu foarte mulți bani. Foarte mulți bani avem și nu avem ce face, de asta piața este suprasaturată de euro și de asta cursul scade. Dacă piața este suprasaturată, e că azi s-au anunțat că rezervele băncii naționale au depășit 3 miliarde de dolari. Oamenii buni, dar faceți ceva cu acești bani. Să simtim și noi. Stați că gopsec pe sacul ăsta cu bani și nu faceți nimic. E că ei spun că noi am luat și am investit banii ăștia în niște bănci și străinătate. De ce voi finanțați alte state, dar nu finanțați propria voastră țară? Deci banii sunt, pur și simplu ei nu știu cum de gestionat acești bani. Și atâta timp când ei sunt la guvernare, situația nu se schimbe. Ei vor acumula, vor jăpui acest popor și mai departe, să devină mai bogat și mai bogat și mai bogat, dar oamenii nu vor avea nimic din asta. Domn Pascaru, revin la ceea ce vă întrebam un pic mai devreme. Aveți experiența atunci când mergeți în alte state, vă găzduiesc niște cu adevărat arene în sensul clasic al cuvântului. În Republica Moldova, noi, ținând cont și de declarațiile politice, dar și de realitatea cotidiană, putem să sperăm că vom avea și noi în viitorul apropiat arenă sau un stadion pe care vor putea să evolueze. Eu cred că arena Diaz, care își închipuie acești guvernanți, este o afacere foarte dubioasă, foarte mare, iarăși de spălarea multor bani. E un proiect preluat motamo de la francezi. Eu cred că proiectul ăsta s-a fost real, el de acum era început și a construit. Uitați-vă, noi suntem într-o companie electorală, dar ăștia de acum se gândesc unde ați plece banii. Ei se gândesc că dacă n-ați fi la conducere, de acum își aranjează viitorul cu aceste arene. Este una din cei mai mari afiori, eu cred, că această arenă. N-ați să avem noi așa arene mari, n-ați fi sport și iarăși. Noi nu suntem atâți mulți moldoveni rămași în țara asta, au fugit jumate din care este. Noi nu avem nevoie chiar de așa supra-arene. Dar locul, în viziunea dumneavoastră, corespunde? Dar locul și ăla, știți, locul în centrul Chișinăului, stadionul Republican, a fost tot plasat și lăsat pe zeci de ani, care acum vedem că americanii îl iau.
Eu n-aș mă merg dacă acest loc a să fie din Arabia Saudită, arabe și l-a luat la câștii vreo 10 ani de zile. Sunteți destul de pesimist, domnul Tăscă. Nu, ei fac, uitați-vă de urma lor, numai combinații. Ăștia n-au făcut nimic bun. Din anul 2009 n-au făcut nimic bun. Măcar s-a făcut ceva, măcar niște proiecte reale. Noi vedem cum fac ei drumurile la țară. Acolo nu mai sunt nici piatră, nici nimic. Pune deodată pe pământ. Și e ca toată țara asta să de la bucățică la bucățică așa fac. În momentul când iarăși jumate de țară am rămas pensionari, care de fapt este un genocid împotriva bătrânilor și bătrânilor care au construit Moldova, ei acum au niște fantazii de astea, de arene și așa mai departe. Ei trebuie să aibă grijă de bătrânii lor, trebuie să aibă grijă de copii. Mai departe noi putem să ne gândim. Acum de-a lor bătrânii iau grijă. Problema de au grijă numai de copii, anume a lor, dar de copiii țării. Pentru că uitați-vă câți boschetari avem, câți oameni care sunt copii. Cu părere de rău, timpul acordat acestei emisiuni s-a scurs mult prea repede. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă aștept și cu alte ocazii pentru a dezbate și alte probleme de importanță majoră. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de Accent TV.